Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Psalmul 46 cu versetul 5. Psalmul 46, versetul 5, însă pentru o mai cursivă înțelegere a ceea ce vreau să spun, voi citi de la versetul 1 la 5, dar versetul 5 va fi obiectul mesajului nostru. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței celui prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, Psalmul 46 este atribuit împăratului Ezechia. A fost scris de către împăratul Ezechia în timpul asediului asirian asupra regatului lui Iuda și în particular asupra Ierusalimului prin împăratul Sanherib și generalul acestuia Rabșache. Istoria biblică a acestui eveniment teribil o găsim în Isaia, capitolele 36 și 37. Superscripția care este la începutul psalmului către mai marele cântăreților, un psalm al fiilor lui Core, de cântat pe Alamot, o cântare, nu neagă faptul că Ezechia a scris psalmul, ci ceea ce vrea să se spună este că cei care au pus psalmul în forma în care este acum în scriptură, cei care au editat psalmul ca să fie citibil în forma în care noi o avem biblică, au fost fiii lui Core. În această dimineață am să vă invit să ne uităm la versetul 5 din acest psalm, din care voi rosti mesajul meu, și în mod special ne vom ocupa de acest aspect legat de mențiunea psalmului, și anume de cetate. Cetate. Vedeți, în versetul 4 spune, zice, este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. În psalm este vorba de cetatea Ierusalimului. Istoria spune că împăratul Ezechia, atunci când a văzut că a fost atacat de împăratul Asiriei, de Sanherib și de Rabșache, a luat măsuri militare speciale și strategice, a întărit zidurile Ierusalimului, a construit și alte ziduri laterale și de asemenea, ceea ce există și astăzi și se poate vizita în Ierusalim, el a săpat un canal de apă care era un izvor, izvorul Gihon, din afara Ierusalimului, a săpat prin piatră 1800 de fit. 1800 de fit. Este mult să sepi în piatră și râul Gihon cu izvoarele lui, izvorul Gihon a fost adus în Ierusalim pentru a fi alimentat cu apă, iar locul de unde izvorul venea în Ierusalim l-a acoperit foarte ingenios cu pietre ca să nu se cunoască că acolo este o sursă de apă și asirienii să poată să dea de apă și să se folosească, să închidă apa în Ierusalim. De aceea spune aici cuvântul, este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Deci e o măsură specială, dar bineînțeles aluzia este și una spirituală. În Sfânta Scriptură, când se vorbește despre cetate, se are în vedere mai multe lucruri. Mai multe lucruri. Noi ne vom referi la trei dintre ele în această dimineață. În Sfânta Scriptură, cetate însemnează oraș fortificat.
cetate propriu-zisă. Deci în vechime, orașele erau construite diferit de cum sunt construite orașele astăzi. În general, erau împrejmuite cu ziduri puternice care slujeau drept apărare militară, protecție pentru viața celor din interiorul orașului și datorită faptului că orașele erau fortificate, se numeau cetăți. Apoi, în Sfânta Scriptură, cetatea este de asemenea cu referire la Dumnezeu. Dumnezeu, uitați-vă, în Psalmul 31 cu versetul 21 spune aici psalmistul că Dumnezeu l-a ocrotit și spune psalmistul, parcă eram într-o cetate întărită. Dumnezeu este prezentat ca o cetate, ca un turn și ca o cetate. Pe de altă parte, în paginile Sfintelor Scripturi, cetatea este folosită ca o expresie pentru cei ce au bunuri materiale. În Proverbe, capitolul 18, cu versetul 11, spune averea este ca o cetate întărită, bunurile materiale. Sunt o protecție pentru un anumit fel de a fi. Cetatea. Sunt frații neîndreptățiți. În Proverbe 18 cu 19 spune că frații neîndreptățiți sunt ca o cetate. Deci dacă pe un frate îl înșeli, îi faci rău, îl neîndreptățești, el este ca o cetate pe care uneori foarte greu o cucerești ca să-i aduci din nou la părtășie, la relație. Cetatea, pe de altă parte, în Scriptură, este simbolică pentru om, pentru tine și pentru mine. Aduceți-vă aminte de acest verset celebru în Scriptură, Proverbe 25 cu 28. De fapt, ce nu este celebru în Scriptură? Dar acest verset este foarte cunoscut. Când spune că în Proverbe 25 cu 28 spune cine nu este stăpân pe sine, este cum? Ca o cetate surpată. Deci omul este ca o cetate. Și această cetate trebuie bine fortificată și o să vedem cum. Cetatea de asemenea reprezintă credincioșii, biserica. Matei capitolul 5, versetul 14 spune o cetate stă să fie văzută. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte, de unde toți trebuie să o vadă, toți să o privească. Biserica și credincioșii trebuie văzuți ca oameni care sunt puternici. Și apoi, bineînțeles că cetatea în Sfânta Scriptură reprezintă familia. Marcu 3 cu 27 spune când omul cel tare intră în casa ta, în cetatea ta, dacă e mai tare decât tine, te îngenunchează, te biruiește, dacă ești mai tare, îl biruiești. În dimineața aceasta ne vom uita la cetate din aceste trei perspective. Credinciosul individual, familia și biserica. Și pentru că aici în versetul 5 spune Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină, Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor, ne vom uita, frați și surori, doamnelor și domnilor, la un subiect, la un mesaj pe care l-am intitulat cetatea care dăinuie. Cetatea care dăinuie. Adică care rămâne în picioare, care nu se clatină. Cum arată o cetate care dăinuie? Cum arată un om care stă în picioare? Cum arată o familie care rezistă la asalturile din partea celui rău? Cum arată o biserică care nu numai supraviețuiește, stă în picioare și face isprăvi puternice cu Dumnezeul ei? Cum arată? Și cum trebuie să arătăm noi? Ca să se poată spune și despre noi, Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină, Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Potrivit acestui verset, frașesturilor, doamnelor și domnilor, o cetate care dăinuie, care rămâne, care stă în picioare, un credincios care rămâne, o familie care dăinuie, o biserică care face isprăv cu Dumnezeu, are trei caracteristici. Prima este prezența lui Dumnezeu în ea. Prezența lui Dumnezeu în ea. Psalmul 46, versetul 5, partea 1 spune Dumnezeu este în mijlocul ei. Dumnezeu este în mijlocul ei. Un credincios are această binecuvântare. A devenit templul lui Dumnezeu și Dumnezeu este în mijlocul nostru, este în Duhul nostru. Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt. O familie care
stă în picioare, trebuie să aibă prezența lui Dumnezeu în ea. Familia ca cetate trebuie să aibă prezența lui Dumnezeu în ea. Pentru că o familie fără de Dumnezeu, numai familie nu se poate numi. Iar o biserică care nu are pe Dumnezeu în mijlocul ei, nu mai este biserică. Este o adunare de oameni, este o congregație religioasă, este orice altceva, dar nu biserică. Și este nevoie acută în aceste zile din urmă și în mine ca individ și în casa mea și în biserica noastră și în tine ca individ și în casa ta și în biserica în care te închini Domnului, în care ne închinăm Domnului, să experimentăm prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru două aspecte. Primul este atacul împotriva cetății. Sanherib a venit să atace. Rabșache, generalul său, a venit să nimicească Ierusalimul. A venit să-L sfideze chiar pe Dumnezeu, nu? Aduceți-vă aminte, pentru că știți foarte bine mulți textul acesta când Rabșache a vorbit și a zis: care dintre dumnezeii celorlalte popoare a putut să scape cetățile lor, regatele lor, din mâna mea și a împăratului meu Sanherib? Să nu vă înșele Ezechia spunându-vă că Dumnezeul lui Israel vă va putea scăpa din mâna noastră. Cel rău, în nerușinarea lui, chiar și pe Dumnezeu îl atacă în caracterul lui, în puterea lui. Pentru că de la început a vrut să-i uzurpe locul. Atacul împotriva cetății, atacul împotriva mea, atacul împotriva casei mele, atacul împotriva bisericii lui Dumnezeu. Uitați ce dimensiune are. Diavolul ne atacă, firea pământească ne atacă, păcatul ne atacă, lumea ne atacă pentru că ne urește, amânarea ne atacă, apatia ne atacă, apostazia ne atacă. Suntem asaltați. Și fără de Dumnezeu în noi, fără de Dumnezeu în mijlocul nostru, fără de Dumnezeu în casele noastre și fără de Dumnezeu în biserică în vremea aceasta, prea multe biserici sunt fără de Dumnezeu. Prea multe biserici. Nu trebuie să arătăm cu degetul nicăieri, pentru că fiecare poate să fie victimă acolo dacă nu este vegheator. Aici, lângă noi, aproape, este una dintre cele mai vestite biserici din lume. Catedrala de Cristal. Cum arată acum? Unde e Dumnezeu din ea? Cum arată acum? Te duci în Europa. Leagănul reformei religioase, reformei creștine, nu religioase. Catedrale imense. Unde e Dumnezeu din el? Unde e Dumnezeu din Europa? Mi-aduc aminte că am fost în Dublin cu câțiva ani în urmă, în Irlanda, și frații noștri români penticostali de acolo au biserică, biserici frumoase, au biserici mari, închiriate, bineînțeles, pentru că s-au mutat mai recent acolo și este greu să cumperi de la început. Dar m-au dus și mi-au arătat în particular două biserici și a zis: frate Gog, noi am vrut să închiriem biserica aceasta că este goală, ca o catedrală imensă. Și când au aflat că suntem români penticostali, n-au vrut să ne închirieze. Au spus că nu dau biserica la familii cu copii mulți să le ruineze. Dar biserica era goală. Un an mai târziu, când am fost din nou în Irlanda, m-am dus și m-au dus frații din nou prin zona aceea și a spus: uite, frate Gog, biserica aceasta care am vrut noi să o închiriem, au închiriat-o la un bar de noapte. La un bar de noapte. Unde este Dumnezeu? Biserica este atacată din toate direcțiile. Din toate direcțiile. Familia este atacată. Credinciosul individual este atacat. Cetatea aceasta. Cel rău, firea, păcatul, apatia, apostazia. De aceea Dumnezeu trebuie să fie în mijlocul nostru. Dumnezeu trebuie să fie în noi. Să trăiască în noi. Pentru că numai cel ce locuiește în tine, Dumnezeu, este mai mare decât cel ce este în lume, ca să poți să stai în picioare și să fie o cetate care să dăinui. Să nu fii tăvălită de piciorul celui rău, de uneltirile lui, de planurile lui ucigașe. Și apoi este al doilea argument, este puterea prezenței divine. Dacă Dumnezeu este în mijlocul nostru, prezența Lui aduce binecuvântare.
Prezența lui aduce binecuvântare. Cred că v-am spus aici, am citit în presă un articol foarte drăguț, dar un articol care imediat mie mi-a vorbit, pentru că lucrul acesta spune de ce însemnează autoritate, ce însemnează prezență. Undeva în Midwest, un orășel de munte, deci aici în Statele Unite, spre mijlocul Statelor Unite, un orășel de munte. Spune că în orășelul acesta, mi-aduc aminte numele acum, vreo 80 de locuitori, atât maximum, exista un singur light, trafic, deci lumină de trafic. Cum se zice? Semafor, thank you. Așa, limba noastră românească. Un singur semafor și neexplicabil, spunea presa, au început turiștii să manifeste interes pentru locul acesta, pentru zona aceasta. Și în vara aceasta despre care scriau ei, au venit mai mulți turiști, existând un singur semafor, oamenii sunt neatenți, spune că au făcut câteva accidente, inclusiv mortale, într-un orășel unde nu s-a întâmplat aproape nimic niciodată. Și sigur că 3 sau 4 persoane care formau autoritățile orașului aveau un singur polițai, unul singur, s-au adunat și au zis, ce e de făcut? Să cumpărăm un radar ca să-l punem și să verificăm viteza cu care umblă și să luăm măsuri. Dar s-au întrunit de 3, 4, 5 ori consiliul acesta mic și au zis, noi nu avem fonduri pentru radar. Noi nu avem fonduri pentru radar. La câtva timp s-a observat un fenomen foarte ciudat. Turiștii călătoreau cu mașinile, circulau cu mașinile foarte reglementar. Respectau viteza. Că știți ce s-a întâmplat? Polițaiul, a fost un polițai ingenios, se știu și polițai ingenios, vedeți? A fost chemat la oraș, a zis, am auzit că tu ai făcut o investiție mare și ai reușit să reduci traficul și accidentele. Zice polițaiul, ce investiție? Păi zice, ai fost văzut cu un radar, pistol acolo, zice, de 2-3 săptămâni la intrarea în oraș. Și asta a făcut ca circulația să se reglementeze. Și polițaiul a zis, nu, zice, nu am eu bani de radar. Deci am luat fenul de uscat al soției. Și zice, turiștii și așa nu știu, dar dacă m-au văzut că stau cu fenul de uscat către ei, au zis, bă, ăsta e cu radarul la el. Și vin. Știți ce înseamnă aceasta? Este puterea prezenței. Este puterea prezenței. Când vede autoritate, se pocăiește. Când Dumnezeu este în mijlocul nostru, uitați ce se întâmplă. Diavolul este pus pe fugă. Matei 8,29. Firea pământească se naște din nou. Păcatul este alungat. Habacuc 1,13. Când Dumnezeu este în mijlocul nostru, frați și surori, doamnelor și domnilor, se aprinde rugăciunea, se aprinde cântarea, se aprinde părtășia, se aprinde predica, se aprinde biserica, se aprinde familia, viața personală. Nu ți este greu să vii la biserică, nu ți pare incomod, iară la orchestră, iară la fanfară, iară la repetiții, iară la rugăciune, și joia, și duminica, și în cursul celorlalte zile. Când Dumnezeu este în mijlocul tău, e în viața ta, e în lăuntrul tău, e în duhul tău, e în casa ta, se aprinde de dragoste pentru Dumnezeu. Cetatea aceea dăinuiești. Deci prima mare diferență care face o cetate, care face viața ta individuală, care face casa ta, care face biserica să dăinuiască, este prezența divină. Dumnezeu este în mijlocul ei. În al doilea rând, ceea ce face cetatea să dăinuiască este permanența lui Dumnezeu. Pe lângă prezență este permanența lui. Din nou Psalmul 46, versetul 5. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dacă nu se clatină, însemnează că Dumnezeu este ținut în mijloc. Este permanent acolo.
Noi nu slujim un Dumnezeu pe care astăzi este duminică, îl avem cu noi și mâine luni nu-l mai avem cu noi. Nu un Dumnezeu care astăzi este în casa noastră pentru că avem o sărbătoare și o rugăciune și o zi de post și după aceea nu mai este. Nu un Dumnezeu care astăzi este în biserică pentru că este Paște sau Crăciun sau Florii. Și după aceea bisericile noastre arată ca niște săli de conferințe reci, fără viață și fără putere. Dacă Dumnezeu e în mijlocul nostru, uitați-vă la aceste patru adevăruri. Tatăl Ceresc este un ajutor atotputernic și atotprezent. Uitați-vă la el. Psalmul 46 cu versetul 1. Dumnezeu este scutul, este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată. Păi dacă nu lipsește niciodată, dăinuiește. Este o prezență permanentă. Permanentă. De aceea cetatea nu se clatină. De aceea stai în picioare și când treci prin încercări. De aceea familia dăinește când treci prin încercări. Nu imediat fuge la divorț. Și își găsește soluție fără niciun argument. Gata, ne despărțim, nu ne mai potrivim. 2. Iisus Hristos este un izvor sau o fântână care nu seacă. Ioan capitolul 4, versetele 13 la 14, când a vorbit cu femeia samariteancă, Iisus Hristos a spus: o femeie, dacă ai fi știut tu cine este cel ce îți zice dă-mi să beau, tu singură i-ai fi cerut să-ți dea. Și el are un izvor care nu numai aici, ci zâșnește și în viața eternă. Cetatea aceasta nu duce lipsă de apă. Ezechia a luat măsuri să ducă cursul unui izvor bogat, Gihon, săpând prin piatră și ducându-l în mijlocul Ierusalimului pentru ca Ierusalimul să aibă apă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în mijlocul nostru este un izvor mai mare. Iisus Hristos este izvorul apelor vii. Dumnezeu este în mijlocul bisericii. Numai să se adapte biserica. Numai să fie însetată biserica. Numai să bea biserica. Duhul Sfânt este un râu glorios care stâmpără oricând. Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 7, versetele 37 la 38: din inima lui vor țâșni râuri de apă vie. Spunea lucrul acesta vorbind despre Duhul Sfânt. Ezechiel capitolul 47, de la versetele 1 la 9, profetul când spune acolo, zice: am văzut din cetatea lui Dumnezeu, din Ierusalim, din nou, care acolo unde va fi reconstruit cel de-al patrulea templu, de sub pragul casei lui Dumnezeu izvora un râu puternic. Aduceți-vă aminte, pentru că îl prezintă în patru faze. Este apă până în glezne, este umblarea prin Duhul Sfânt, este apă până la genunchi, este rugăciune prin Duhul Sfânt, este apă până în brâu, este putere prin Duhul Sfânt. Și apoi spune în cea de-a patra dimensiune, un râu așa de mare că nu se mai putea trece. Știți cum spuneam altă dată? Este bine să intri în râul Duhului Sfânt și să umbli prin Duhul Sfânt. Și spune Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Pavel, Galateni capitolul 5, versetul 16, zic: dar umblați cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu, este bun să umbli umblat prin Duhul Sfânt, dar nu este suficient. Este bine să te rogi prin Duhul Sfânt, să naști pe Dumnezeu în limbi străine, să te bucuri de daruri spirituale, apă până în genunchi, râu până în genunchi, dar nu e suficient. Este bine să ai putere prin Duhul Sfânt, apă până la brâu. Dar știți care este problema, care este necazul în aceste experiențe cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în mijlocul nostru, în noi și în casele noastre și în biserică? Necazul este că atâta vreme cât este apa până la glezne, apă până în genunchi și apă până în brâu, tot mai ai pietrișul sub picioare. Și încă ai tendință să controlezi lucrurile. Eu, de exemplu, nu știu să înot. Măcar că avem piscină acasă. Mă mai împinge soția, dar nu e intru. Nu. Da. Dar dacă intru, mă duc la apă, dacă mă duc la ocean, trebuie să simt eu bine nisipul sub picioare. Și dacă îmi zice, hai dragă, mai încolo, mai încolo, nu mă convinge. Nu mă convinge, pentru că trebuie eu să controlez, să pot să stau în picioare. Ei, cu Duhul Domnului în mijlocul nostru, frați și surori, este un râu mare.
Și trebuie să mă las și trebuie să te lași în râul acesta încât nu tu să mai controlezi râul, râul să te controleze pe tine. Dacă este adânc și nu se mai poate trece, te duce râul, nu-l duci tu pe el. Nu-l duci tu pe el. Aceasta este cetatea lui Dumnezeu. Trebuie să fie dusă de Duhul Sfânt, purtată de Duhul Sfânt. Nu să-i facem noi program la Duhul Sfânt. Și apoi este cuvântul lui Dumnezeu, a patra permanență dumnezească în mijlocul nostru. Este lumina lui Dumnezeu. Psalmul 119, versetul 105. Cuvântul tău este o candelă, o lumină pe cărarea mea. Noi avem nevoie de lumina lui Dumnezeu. Și lumina nu ne-o dă oamenii, lumina nu ne-o dă National Geographic, mă auzesc mereu spun lucrurile acestea, și The Learning Channel, care prezintă Evanghelia și prezintă Biblia și îl prezintă pe Domnul Iisus și prezintă pe Dumnezeul lui Israel ca și pe un Dumnezeu păgân, ca și când este o legendă. Nu! Dumnezeul nostru este o realitate. Toate celelalte sunt legende, sunt mituri inventate de mintea bolnavă a oamenilor, dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu adevărat. El este creatorul nostru, El este mântuitorul nostru, El este puterea care ne ține, El este în mijlocul nostru astăzi. Amin. Și de aceea ne bucurăm de vindecare divină, ne bucurăm de cercetarea lui Dumnezeu, ne bucurăm de bucuria Duhului Sfânt, de bucuria mântuirii, pentru că Domnul este în mijlocul nostru. Să ținem această permanență. Să-L ținem pe Domnul în mijlocul nostru. Să nu-L scoatem dintre noi. Cu apatia noastră. Cu amânarea noastră. Cu gândurile noastre. Cu planurile noastre. Și apoi, în al treilea rând, și în ultimul rând, pe lângă prezență, pe lângă permanență, este protecție. Protecția lui Dumnezeu. Versetul 5, partea finală, spune: Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Puneți traducerea care o aveți acolo să vedem, nu știu ce este. Este King James Version sau ce traducere avem noi în computer. Dar aș vrea să citiți ceva. King James Version redă ceva foarte interesant, foarte bine. Cealaltă traducere englezești, nici cea românească, nu este atât de fidelă cum este King James Version. Aha! Ia uitați-vă, God is in the midst of her, she shall not be moved. Fiți atenți la ultima parte. God shall help her and that, citiți tare, right early. Adică Dumnezeu vine în ajutorul acestei cetăți încă de vreme. Nici n-a apucat cel rău să lovească și Dumnezeu e acolo. Nici n-a apucat cel rău să ridice zidurile lui, tunurile lui împotriva ta și împotriva mea, împotriva vieții tale, a familiei tale, a casei tale, a bisericii, și Domnul Dumnezeu este acolo. Iisus Hristos este acolo, Duhul Sfânt este acolo. Știți de ce? Pentru că El este singurul care știe să citească și gândul. Diavolul nu-l știe. Este un prost. Este un prost. Nu este în stare să-și citească gândul, nu este în stare să-mi citească gândul. Singurul care pătrunde în tainele omului, în Duhul omului, este Duhul Domnului. Este Duhul lui Dumnezeu. Și de aceea cuvântul Domnului spune, o ajută early, încă de vreme, nici n-a apucat cel rău să facă planul, și spune Dumnezeu, nu, vină cu planurile, că eu sunt aici. E, vină cu planurile, că eu sunt aici. Lazar este al meu, casa lui este a mea, biserica Emanuel este a mea, sufletul acesta este al meu. Sufletul care mă cunoaște pe mine are apărarea mea, are protecția mea, are prezența mea. Și Domnul luptă pentru mine. Luptă pentru tine. Îmi poartă războaiele, mă ridică, mă apără și mă ocrotește. Din nou, pentru că eu nu văd în lumea spirituală, pentru că eu nu văd în lumea celui rău, și mulțumesc Domnului că nu văd toate gunoile lui, că nu ne-ar ajunge la nimic. Însă Dumnezeu îl vede pe cel rău, îi vede planurile, îi citește gândurile, și de aceea Dumnezeu, înainte ca el să ajungă la tine și la mine, cel rău, înainte ca cel rău să ajungă la casa ta și la casa mea, să ajungă la biserică cu planurile lui rele, Dumnezeu este prezent acolo. Come on. Da, lovește. El este un zid de foc de jur împrejurul nostru. Și ce înseamnă aceasta? La începutul secolului al XX-lea, Europa și Statele Unite era într-o febră de a face colonii în Africa.
Și de asemenea, cei cu bani, bogații, se duceau grămezi la vânat în Africa. Foarte mulți au pierit acolo, mâncați de animale sălbatice. S-au dus să vâneze și au fost vânați ei. Pentru că se duceau, se aventurau, rămâneau în inima junglei peste noapte, fără să apuce să se întoarcă din nou la locul unde puteau să fie protejați, unde erau oameni cu ei, soldați cu ei, oameni care le purtau poverile. Și atunci băștinașii i-au învățat pe europeni și pe americani o metodă de a se apăra dacă rămân singuri în junglă în timpul nopții. Spune așa, dacă ai văzut că te prinde seara și nu te poți întoarce la locul unde să fii lascut, strânge vreascuri, strânge iarbă uscată, cât de multă, și fă un cerc în jurul tău. Și tu stai în mijlocul cercului. Nu-ți trebuie lumină, nu-ți trebuie nimic. Dar un animal sălbatic, când vine, el vine, se aude cum calcă, vine răgnind. Când ai auzit mișcări și când ai auzit răgnind aproape de tine, lucrul acesta trebuie să-l faci. Ai făcut o scăpărare de foc și ai dat foc la cerc. În mijlocul cercului tu ești păzit, pentru că leul și orice animal și hiena și orice animal sălbatic nu trece peste foc. Nu-și poate pune laba dincolo că-l arde. Pentru cel de afară focul este o ofensă, iar pentru cel dinăuntru focul este o binecuvântare. Tu ești înconjurat de Dumnezeu de jur împrejur cu un zid de foc și eu. Asta e cetatea ta, cetatea mea. Știți, pentru cel rău, când își întinde laba către tine, laba lui murdară și spurcată, eu arde Domnul și o trage repede înapoi. Dar tu, în interiorul focului, trebuie să fii plin de zel pentru Domnul. Păzi de Domnul, ocroti de Domnul. Este protecția lui Dumnezeu. Și uitați cum arată această protecție. Protecția lui Dumnezeu are două dimensiuni. Prima este promisiune pentru protecție. Dumnezeu o ajută pe cetate, pe tine, casa ta, biserica. Dumnezeu o ajută. Și nu vreau să mai elaborez, pentru că cunoașteți acest adevăr. Care promisiune nu și-o ține Domnul? Spuneți-mi. Care promisiune nu și-o ține Domnul? Dar nu numai atâta, pentru că foarte, foarte mulți știu că Dumnezeu promite și ajută, dar nu știu celălalt lucru despre care vă vorbeam tocmai la început. Pentru că a doua dimensiune a protecției divine pe lângă promisiune este promptitudine. Promptitudine. Puneți din nou textul acum în limba engleză, King James. Cornilescu traduce în revărsatul zorilor. King James spune... And that right early. Domnul e foarte prompt. Asta vrea să spună. Domnul este foarte prompt. Când Dumnezeu te protejează, El este foarte, 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 foarte prompt. De la începutul problemei. Chiar dacă noi nu vedem, Domnul lucrează pentru noi. De vreme, ca să nu fii copleșit. Să nu fiu copleșit. Și dacă ți se pare că cel rău te-a lovit și m-a lovit și încă suferi, aș vrea să știi că Dumnezeu încă de vreme a pregătit metoda de ieșire din impas. Nu spune așa cuvântul Domnului? 1 Corinteni 10:13, odată cu ispita, cu încercarea, a pregătit și mijlocul de a ieși din el. Mărit să fie Domnul! O cetate care dăinuie, cetatea aceasta poți să fii tu, poți să fii eu. Poate să fie casa ta, poate să fie casa mea, poate să fie biserica Emanuel, poate să fie biserica în care tu te închini Domnului. Doamne, fă să fim această cetate în care tu să locuiești și niciodată să nu te scoatem afară din cetate. Locuiește în mine, Dumnezeule. Locuiește în casa mea, Dumnezeule. Locuiește în bisericile noastre, Dumnezeule. Și apără-ne tu. Amin.